dacă sinus de x, măcar asta pare mai frumos, 1 plus radical din 3, sin de x egal cu 1 plus radical din 3 pe 2 pentru x între 0 și pi, cât este x-ul de aici? Păi, odată știu ce. X-ul pi pe 4 nu poate să fie, că sin de pi pe 4 radical din 2 pe 2, se vede imediat, radical de ordine diferite, nu poate să fie, puteți arăta. Pi pe 6 nu merge, că sin de pi pe 6 e 1 pe 2. Atenție, ăsta este număr irațional aici, da? Pentru că 1 e rațional, dacă radical din 3 ar fi rațional, dacă ăsta ar fi rațional, 1 plus radical din 3 ar fi 2 ori o fracție, că asta înseamnă rațional, fracție. Minus 1 radical din 3 ar fi fracție. Dar știți că radicalul nu sunt rațional decât dacă sunt numere pătrate perfecte, da? X egal cu 0 nu merge, că sin de 0 e 0, din nou nu merge, da? Pi pe 2, sin de pi pe 2 este 1, care e rațional și a zis că ăsta e irațional, da? Și ar mai rămâne pe aici chestiile astea. Păi hai să vedem în primul rând, atenție, cât face 1 plus radical din 3 pe 2? Deci asta v-am zis așa, ca să pe ghicitele, da? Păi radical din 3 este mai mare ca 1, că e 1,73. Deci ăsta e mai mare ca 2 pe 2, egal cu 1. Deci ce mi-a dat? Că sin de x este mai mare, este ca 1. Păi pentru ce x se întâmplă asta? Pentru niciuna, pentru x aparține mulțimii vide. Da? E.